Polițiștii sălășeni au acționat ieri, 25 august, pentru prevenirea și reducerea numărului accidentelor rutiere, soldate cu victime și pagube materiale însemnate, ce au loc pe drumurile publice în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Analiza accidentelor rutiere produse la trecerile la nivel cu calea ferată în perioada 1 ianuarie-15 august atestă faptul că, la nivel național, s-au înregistrat 21 de accidente de circulație, care au avut ca principală cauză de producere nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată. Aceste accidente s-au soldat cu 6 morți, 15 răniți grav și 36 răniți ușor. În perioada menționată, la nivelul județului Sălaj, nu s-au înregistrat astfel de evenimente. Însă, pentru prevenirea și combaterea în continuare a acestei cauze generatoare, polițiștii din cadrul structurilor rutiere și de transporturi din întreg județul au desfășurat în cursul zilei de ieri activități privind respectarea normelor impuse la trecerile la nivel cu calea ferată. Principalele obiective ale acțiunii a fost prevenirea și reducerea numărului accidentelor rutiere soldate cu victime omenești și pagube materiale însemnate ce au loc pe drumurile publice în zona trecerilor la nivel cu calea ferată și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regulile de circulație instituite în zonele menționate anterior. În urma acestor activități, polițiștii au constatat o infracțiune și au aplicat 120 de sancțiuni contravenționale în sumă de aproape 49.000 de lei, din care 17 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată. Pentru încălcarea codului rutier, oamenii legii au reținut 5 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare. Două dintre cazurile semnalate de polițiști au fost la pasajul de trecere la nivel cu calea ferată Jibou-Baia Mare. Doi tineri au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 1.050 lei fiecare și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.